Bună ziua și bine v-am găsit, dragi urmăritori! Încă un material din umilul meu studio de podcast. Astăzi am un invitat de onoare, căruia îi mulțumesc pe această cale că a acceptat invitația mea. Bună ziua, domnul Zoli! Bună ziua, domnul Dan, și mulțumesc de invitație! Eu nu aș putea să îl prezint pe domnul Zoli, pentru că dânsul activează de foarte mult timp pe această platformă. Este cunoscut... Nu știu, cel mai mare legumicultor de pe YouTube, cred că dumneavoastră ați fost inițiatorul tutorialelor de grădinării pe YouTube. Da. Am onoarea să îl am în vizită, pentru că a avut un simpozion în apropiere de mine, da, în bazinul legumicul Vidra, nu? Da, da, da. Bineînțeles, a prezentat semințele hibride românești, dumneavoastră reprezentați Hectar. Da, compania Hectar. Compania Hectar, care este... prima companie producătoare de semințe hibride românești premium. Da. Premium. Da. Pentru cei care nu vă cunosc și pentru ceilalți până la urmă, să spuneți câteva lucruri despre dumneavoastră. Da, pentru cei care nu mă cunosc, sunt doctor inginer Ferfurdi Zoltan, activez în departamentul de cercetare la compania Hectar cu activitate de cercetare de peste 10 ani, în mod special pe segmentele de ardei și pe segmentele de tomate, dar totodată și activez în departamentul de marketing. Lucrez cu o plăcere, să zic așa, pe partea de asta, tot ce ține de content online, deci online marketing, influencer și de partea de YouTube. Și de-a lungul anilor, pot să zic așa, am început de acum 5 ani jumate, am venit tot așa, am început cu un mic videoclip dintr-un laborator de la noi, de la stațiune. Practic, scopul final a fost să aducem informații utile tuturor fermierilor de la toate nivelurile, de la cel mai mic fermier până să distribuim informații utile pentru cei mai mari fermieri. Avem o activitate destul de largă și zilnică în cercetare pe diferite culturi legomicole, pe diferite segmente de ardei gras, de exemplu, hibriza climatizat condițiilor pedoclimatice din România, ameliorați la noi la stațiunea de cercetare privată de la Câmpia Turzi din județul Cluj. Nu vreau să lungesc foarte mult cu acest material. Ați văzut că de obicei podcastul meu a durat o oră. Eu consider că dumneavoastră este cel mai în măsură să ne explicați ce înseamnă hibrid, ce înseamnă ameliorare, cum se obține hibridul, nu știu, să ne spuneți toate etapele de obținerea unui hibrid, cât durează obținerea unui hibrid productiv, nu știu, mai... bun decât ce este pe piață, și n-are sens să vorbim de costuri, pentru că știu că firma Hectar este o companie cu capital privat, da. Da? Și asta înseamnă foarte mult pentru mine, pentru că sunt puțini români care investesc în România, din ce în ce mai puțin. Așa este. Și este un lucru de apreciat, un lucru pe care ar trebui să-l apreciem cu toții și să folosim semințele românești, să învățăm să le creștem sănătoase și să facem culturi cât mai mari cu semințe hibride românești. Așa este. Da, mulțumesc pentru această inițiativă. Este momentul, așa să zic, să putem clarifica diferențierea între un soi și practic un hibrid, atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere de rentabilitate. Practic, simplu, soiul este acea varietate care, de la bunica, să zic așa, se cultivă în fiecare an și care se... Și bunicii noștri, pot să spun, erau niște mici amelioratori, deoarece scoteau semințele din soiuri, din cele mai frumoase fructe. Dacă luăm, de exemplu, cultura de tomate, și bunicii mei, țin minte, la rândul lor, luau semințele din fiecare fruct, dar cele mai frumoase, ca și aspect. De obicei, la primul rost, cea mai mare roșie rămânea pentru exact, semințe. Așa este. Acum, dacă vorbim de hibrizi, este o etapă total diferită. Să nu se înțeleagă că sunt organisme modificate genetic. Nu. Tocmai de asta vreau ca acest material să aibă acest subiect, pentru că cine nu știe ce înseamnă un hibrid, tot timpul se gândește la modificat genetic. Da, da.
Eu am tot spus, nu este modificare genetică, dar eu nu am cunoștințe foarte mari să explic exact cum se obține un hibrid. Da. Deci, practic, în tot procesul acesta, pentru obținerea unor hibrizi, este o muncă titanică, pot să spun așa. Amelioratorii stabilesc un proiect foarte îndelungat, deoarece procesul de creare a unui hibrid durează undeva la 8-9 ani, să zic așa. 8-9 ani. Dacă se face un singur ciclu vegetativ. Dacă se merge pe două cicluri vegetative, atunci, în funcție de cât sunt de omogene liniile parentale, se poate decurge undeva la 4 ani jumate, 5 ani, până putem livra spre piață un produs finit, un hibrid aclimatizat din România. Ce este la baza acestui hibrid? Practic este un fond genetic care îl avem și noi la stațiune, un fond genetic, să zic, pe segmentul, hai să zic, pe segmentul de ardei gras. Pe fiecare segment avem un fond genetic, ardei gras, ardei capia, ardei gogoșar și așa mai departe. Ca să vorbesc nu foarte științific, să vorbesc destul de simplist, ca oamenii și cei care ne urmăresc să fondul fie... Fondul genetic reprezentând soiul. Soiuri vechi, tradiționale, românești, cumulate de-a lungul anilor din diferite locații, pe care anual le-am selectat. Să zic, la un ardei gras avem linii parentale din mamă, să zic 180 de tipologii, 180 de tipologii de tată. Deci ce urmărim? Cum se diferențiază tipologiile de mamă și tată? Deci depinde foarte mult. Pentru noi planta de ardei gras este planta de ardei gras. Dar depinde ce se urmărește. Sunt linii parentale care sunt dominante și care sunt recesive. Dominantele sunt cele care se transmit mai ușor. Adică la tomate, dacă fructul este mai mare, este o caracteristică dominantă. Se transmite mult mai ușor. Totodată și culoarea se transmite mai ușor, din punct de vedere este dominant. Ca și la tomate, culoarea roșie este dominantă în favoarea culorii galben. Sunt și tomate galbene la care se transmit mai greu. Așadar, avem două linii parentale. Linii mamă, linii tate, ca și noi, ca și la oameni. Da. Așa. Ce se întâmplă? Liniile acestea parentale trebuie să ajungă la un grad de omogenitate uniformă. Ce înseamnă acesta? În stadiul de F2, este o linie care încă nu este omogenă. Caracteristicile se fluctuează, adică din 10 plante, 2 sunt mai înalte, 4 sunt mai mediu la înălțime și, să zic, restul sunt mai... Și atunci noi, în generațiile F2, noi știm din acea varietate care alegem. Vrem să mergem cu planta înaltă, vrem o creștere determinată de tomate sau vrem să mergem pe creștere semideterminată, atunci mergem pe segmentul și alegem semințele pentru anul următor, care va veni anul F3, atunci vom alege nivelul mediu. Dar vrem să facem un hibrid de tomate cu creștere semideterminată. Atunci, anul următor e F3, iar în anul următor gradul de omogenitate crește. Da, la F3 înseamnă iar o hibridizare? Adică Nu, este o linie parentală. E o linie parentală. Și mama F3 și tata. Deci la F2, acolo se face polinizarea controlată între mamă și tată. Nu încă. Până ce se ajungă, liniile omogene pot să înceapă undeva de la F5 încolo. Atunci încep să se facă încrucișările. Când noi... Deci până la F5 sunt numai soiuri plantate, urmărite să vedeți care, așa cum este. Se dezvoltă. Da, așa. Din linii de mamă și linii de tată. Omogene, deci da. Deci trebuie să faceți 5 ani cultură, să alegeți 5 ani. Caracteristicile, da. După care începeți polenizarea între caracteristicile cele mai puternice și cele mai... Exact. Am înțeles. Da, deci practic necesită foarte mult timp, câțiva ani. Adică se urmăresc pe lângă toate atributele acestea de creștere. Sunt peste 35 de caracteristici pe care se urmăresc de-a lungul anilor. De la după plantare, culoarea foliajului, distanța între tenoduri, tipul de frunză, statutul pe frunză, grosimea calixului, grosimea peduncului. Sunt multe caracteristici care se urmăresc atât în stadiu vegetativ, în stadiu de fruct, în stadiu de cocere, timpuritate, productivitate și, bineînțeles, și rezistențe. Toate acestea se urmăresc anual. Deci noi în fiecare an avem linii parentare în diferite clase de F-uri, F2, 3, 4, 5. Noi de obicei putem ajunge la omogenitate undeva între liniile F7 și F6. Nu mergem mai departe. Ajungem cu selecția în acea fază, după care urmează etapa de încrucișare.
Etapa de încrucișare, care este, știm noi că în baza fondului genetic, care este linie parentală femelă, care este linie parentală mascul. Și atunci, deci, practic, masculul este planta dominantă, adică planta de la care vreți cele mai multe caracteristici. Da, da, da. Și faceți polenizarea între, adică duceți polenul de la mamă la tată, dacă de la, vreți... De la tată la mamă. De la tată la mamă. De la tată la mamă. Deci totul practic, se întâmplă da, normal. Da, exact. De la mamă, practic, se elimină polenul pe lângă pistil, se elimină și venim cu polenul de la polenizator, de la tată. Și cele mai importante caracteristici trebuie să le aibă tata. Da, da, da. Peste 60% sunt caracteristici dominante pe care sunt mai ușor transmisibile de linia paternă. Deci, se elimină polenul de la mamă, vine cu polenul de la tată, da. S-a făcut polenizarea da. Controlată. Ceea ce e foarte important, polenul viabil este doar dimineața, de obicei dimineața între 7 și 9, maxim 2 ore, după aceea polenul nu mai este viabil și există riscul ca încrucișarea să nu fie validată. Ceea ce este foarte important și nu oricine poate să facă, trebuie să facă această execuție niște oameni care știu care e procesul, să nu se facă greșeli, știu care este floarea preluată, se fac notițe. Niște specialiști. Da. Bine, nu trebuie facultăți sau așa mai departe, dar oameni... Trebuie să ai foarte mare da. Dexteritate. Și dexteritate, deoarece pistilul la tomate, mai ales, care este mai ca și un fir de păr. Deci dacă, chiar dacă s-a atins cu polen, să observe să nu fie dislocat sau rupt, dar ce nu-i mai reușită încrucișarea. Interes. Deci de aceea este o etapă foarte îndelungată. Deci ai fondul genetic după pe care faci selecții anuale, pe lângă selecții și încrucișări și notițe pe caracteristici. Și abia când ajunge să ai un hibrid valid, noi îi spunem în PLC4, Plant Life Cycle 4, colectăm, adică dăm la niște fermieri care îi cunoaștem și nu avem foarte multe semințe. De exemplu, avem 80 de hibrizi. Posibil hibrizi 80 pe care îi testăm noi la stațiune și dăm încă 4-5 locații din toată România de unde colectăm feedback-ul pozitiv sau negativ și poate din 80 într-un an se trec mai departe în următorul an, următor PLC5, numai 2-3 hibrizi care împreună cu fermierul validăm. Pentru noi e foarte important părerea fermierilor, deoarece ei cultivă, ei știu cerințele pieței. Trebuie neapărat zone diferite, pentru că plantele, în funcție de climă, cresc diferit și face un cumul de informații. Da, da. Deci, practic, am ajuns la F6, nu? Da. Acolo da. Îți faceți polenizarea da. Și fructul rezultat în urma polenizării este conține hibride. Semințele hibride pe care le semănăm da. Fiind hibride. Exact. Deci semințele sunt la F6. Da. F7, de fapt. Poate să ajungă maxim, de obicei nu trecem peste F7, F8. Până acolo, până la F7 am fost, F6, F7 am fost soiuri. Au fost soiuri. Da, linie parentale. Și da. La F6, F7 se consideră hibrid. Semințele sunt hibride care trebuie să poarte caracteristicile mamei și ale tatălui. Da. Și ale tatălui. Da. Bun. Anul următor. Cum obțineți semințele hibride? Reluăm din nou procesul. Reluăm procesul, se fac încrucișările doar pe liniile în stadiul F7. Deci dumneavoastră aveți F6, da. Plantele care au ajuns la mama și tata pe care da. A selectat-o la F6. Așa este, da. Păstrați semințe de la ei, se da, păstrați da. La următor și după aceea că faceți încrucișare. Da, da. Este un lucru... Se reia, practic deci încă o dată operația. Mai reluați de la zero. Nu de la zero, că deja au trecut 7 ani. Am înțeles. Deja, deci da. De la 7-lea an, după aceea da. Puteți să produceți semințe hibride exact. În fiecare an, având liniile parentale. Avem semințe și de la liniile parentale și de la liniile paternă-maternă. Așa. Paternă-maternă. Acum, cea mai mare problemă cu care se confruntă fermierii că nu înțeleg această etapă și sunt mulți fermieri care scot semințele din hibrid, ceea ce este total eronat. Practic, din semințele hibride nu se scot semințele, deoarece anul următor ele se segregă. Se vor obține plante cu caracteristici atât mamă, atât tată și vor fi diferențiate, nu vor fi uniforme. Ceea ce este... Deci, eu am considerat că în urma polenizării necontrolate în cultură, la o plantă hibridă, se strică caracteristicile, dar de fapt ele sunt amestecate anul următor. Da, nu s-au stricat în urma polenizării necontrolate. E plante mamă, e plantă și tată. Am și atunci înțeles.
să vină lumea și să zică, păi nu sunt uniforme, ce e cu acest? Păi nu este ok, deci acest proces... Și fructele poate să difere ca și culoare, ca și gust, da, ca și formă. Depinde ce au fost în spatele liniilor parentale. Deci, un hibrid, în mod normal, ar trebui să facă în fiecare an același lucru, da. Aceeași talie de plantă, același număr, bine, numărul de fructe este discutabil în funcție de copiliri și fertilizări. Fructul trebuie să aibă aceeași formă și aceeași culoare. Așa este. Așa este. Deci e total eronat pentru cei ca care... Ca să înțelegeți și dumneavoastră cât de greu se obține un hibrid, durează 7 ani de zile pentru stabilirea limbilor materne și paterne, după care se începe, practic, culegerea semințelor hibride. În fiecare an trebuie să îmbănați semințe de mamă, semințe de tată, între care faceți polinizare controlată. Da, da. Bun. Unde sunt... Este iar un lucru pe care eu nu-l înțeleg. Mama și tata sunt semănate într-un spațiu protejat, închis, ermetic, nu? Da, da. Deci acolo nu intră nimic. Nu intră. Deci și o muscă poate să facă polenizare. Da. Necontrolat. Da. Totul este controlat, cu plase anti-insecte duble, deci nu sunt totul aerisire, este aerisire, climă controlată. Ventilat, sistem de fertilizare automatizat, sistem de umidificare automatizat, deci toate condițiile optime de creștere sunt... Și mă gândesc că plantele, fiind într-o climă perfectă, nu au nici boli. Nu au nici dăunători, pentru că nu au pământ să intre. Practic acolo dăunătorii poate să facă o polinizare necontrolată și să strice semințele. Da, așa este. Este un mediu foarte strict controlat pentru a obține un hibrid și de aceea oamenii de foarte multe nu conștientizează cât este de lung acest proces, această etapă, deoarece știți cum este, pe piață se schimbă foarte multe. Sunt foarte multe varietăți de alege pentru consumatorul final și atunci și procesul de ameliorare, cum este îndelungat, este îngreunat practic. În 7, 8, 9 ani să faci un hibrid și când ieși pe piață să-ți vină cineva să zică că acum nu mai căutăm tomate rotunde, că ne trebuie mega plate de 300 de grame și s-a investit atâta energie, timp, să aduci un hibrid care acum 7 ani s-a cerut. Și este dificil. Da, din această cauză, acum înțeleg și eu de ce tot timpul apar hibrizi noi. Mi-am zis, băi, s-au învechit, schimbă ăștia hibrizii ca cum schimbă producătorii de mașini, tip modelele de mașini. Da. Dar cerințele pieței sunt altele și ei, în urma testelor, tot timpul ajung la alte forme care... Nu știu, se consideră a fi bune, să fi cerute și așa mai departe. Și scot încă un hibrid pe piață, pentru că știm cu toții, sunt programate de semințe hibrid. Multe dintre ele, fără gust, tari, total neapreciate de consumatori. Acum, recenziile la produsele, la hibridii dumneavoastră, am văzut că unele sunt negativiste în ceea ce privește gustul și fac referire strict la roșiile moldoveane. Da. Eu personal am multe comentarii la toate videoclipurile pe care le postez și au apărut și comentarii de genul nu sunt bune la gust. Roșiile moldoveane nu sunt bune la gust, sunt tari. Eu le-am spus tot timpul că contează foarte mult solul în care crește planta și, nu știu, fertilizarea pe care o face. Oamenii nu toți înțeleg că un hibrid fiind foarte productiv și deci având un număr foarte mare de fructe, trebuie ajutat cu o fertilizare corectă și fertilizarea corectă și susținută. Așa este. Fertilizarea poate să schimbe foarte mult gustul fructelor. Pentru că planta fiind creată ca să producă mult și neavând condițiile optime dezvoltării fructelor la o maturitate bună și la gust și la formă și la culoare și așa, ea sparge fructele, le leagă și nu le duce corect la maturitate. Și mă gândesc că de acolo vine diferența asta de gust pe care o sesizează unii. Sunt puține comentarii de genul, dar apar. Da. De asta vreau să vă întreb. Cum credeți că ar trebui să creștem plantele mai bine? Nu știu, să
care sunt factorii care contribuie la schimbarea gustului, de fapt la păstrarea gustului inițial? Noi, dacă vorbim, acum vorbim de moldoveanu, avem proiecte derulate și alte segmente de tomate, o să urmeze, suntem doar în anul 3 jumate, cum zic eu, mai trebuie câțiva ani. Da, deci cum a specificat și dumneavoastră, nutriția este esențială atât pentru plante. Noi tot timpul ne gândim la plante și eu, în general, mă gândesc la plante ca și cum mă gândesc la mine ca și om. Ce consum eu dimineața? Suntem ceea ce mâncăm, da. Da, exact. Deci, la tomate, noi când am lucrat pe proiectul cu moldoveanu, adică chiar eu am lucrat 4 ani jumate cu 2 cicluri vegetative, ce înseamnă 4 ani jumate ori 2, 9 ani, am reușit să introducem conținutul acesta de zahăr mai ridicat, care se numește în termeni științifici Brix. Brix-ul, care avea o valoare undeva la 5,4, ceea ce este un indicator de gust foarte ok. Roșiile cherry încep de la 8-9, ca să-și facă oamenii o părere. Roșiile care le gustăm acum în ianuarie din lanțul de hipermarket au undeva la 3,5. Cam așa, fără niciun gust. Din acest indicator este un indicator dulceat, conținutul de zahăr. Practic este în balanță conținutul de zahăr, este mai ridicat decât conținutul de aciditate. Adică moldoveanul avea conținutul de zahăr peste 60% și conținutul de aciditate sub 40%. Dar dacă se aplică o nutriție conform tehnologiile moderne, să zic așa, unde foarte mulți fermieri mai ales se confruntă cu această transmitere a conținutului de zahăr mai mare în perioada de vară. Știm cu toții, sunt 40 de grade în solar, este foarte cald. Fermierii, foarte mulți cu urechea în stânga-dreapta, facem tratament. Cum facem? Cum administrăm potasiu? Cum administrăm calciu? Sunt etape esențiale. Adică calciu, când este foarte cald, atât și potasiu, la radicular, sunt foarte greu ca planta să absorbe acest nutrienți, atât macroelemente cât și microelemente. Și atunci trebuie intervenit câteodată cu tratamente foliare, atât pe bază de calciu, diferite produse, nu vreau să dau nume, sunt foarte multe pe piață, se fac câteva tratamente foliare repetat undeva la 5-7 zile, dar radicular nu se mai administrează, se lasă, se pot face administrări undeva la 3, chiar 5 zile, doar udări cu apă simplă. De ce? Ca să spălăm tot ceea ce este stocat și blocat în sol, acel potasiu care s-a tot dat, trebuie potasiu, că toată lumea zice trebuie potasiu, că induce coacerea, induce gustul și așa mai departe. Pe lângă potasiu se dă totodată foarte bine, se dă magneziu, ceea ce este esențial în concordanță calciu cu magneziu. Niciodată noi nu am folosit între alimentamentele noastre deodată calciu cu magneziu, practic plantele le asimilează diferit. Și niște microelemente esențiale, borul și zincul, care pot aduce un surplus extra pentru gust. Practic ridică conținutul acesta de Brix și îl fructifică, să zic așa, și induce un gust mult mai cu ridicat de zahăr. Da, din câte știu eu, 90, poate mai mult de 90% din urmăritorii mei sunt legumicultori care muncesc grădinile lor și pentru consum propriu. În general, ce ne spuneți dumneavoastră aici, a făcut referire la substanțe chimice. Clar, la substanțe chimice, pentru că majoritatea fermierilor. Ce sfat aveți pentru noi, legumicultori ăștia mici? Găsim în fertilizanții naturali, organici, deci din mediul înconjurător, soluții pentru această fertilizare în care să aducem calciu, să aducem magneziu, să aducem potasiu, da, cum ziceți dumneavoastră, da, un surplus plantelor. Chiar da, este o direcție destul de bună în acea direcție înspre folosirea diferitelor tratamente organice, să zicem așa, ecologice. Noi chiar am avut la stațiune un proiect care s-a fost derulat de-a lungul doctoratului meu, acum 2 ani, unde încă de la început a folosit un produs pe micorize care tot așa o superși benefice, care le-am pus direct în sol când am făcut plantarea răsadurilor direct în sol și am avut un solar întreg doar
cu aceste micorize fără să intervenim cu diferite tratamente chimice în perioada culturii. Este clar că dacă aducem microorganisme, dacă venim cu chimic, microorganismele sunt moarte. Dar a făcut o fertilizare susținută, nu? Doar la plantare? Sau? Doar la plantare, ceea ce a fost excepțional. A fost într-o cultură de tomate și nu am mai intervenit pe perioada. Am intervenit cu tratamente foliare, nu am mai intervenit cu tratamente radiculare, doar cu udări limitate de apă în diferite faze de vegetație. Și ce sunt aceste micorize? Practic, pe lângă aportul semnificativ de ciuperci benefice, ele ajută toate microelementele din sol. Deci în sol oamenii... Deci, mulți nu conștientizează ce este sol. E o faună. E o faună, de tot ce este organic, tot ce este benefic în sol. Sunt microorganisme și aceste microorganisme practic acționează cu microelementele aceste din sol și atunci sistemul radicular, la finalul culturii, ceea ce a fost excepțional, când am extras, s-a terminat cultura, am făcut defișarea, am scos rădăcinile și am făcut, s-a săpat la o adâncime de 30 cm adâncime roată pe circumferința solului și să vă imaginați în felul acela că pe lângă partea voluminoasă a rădăcinii, tot peretele pe circumferința laterală era încă plin de perișori absorbanți care au fost acolo rămași pe majoritatea perișori și am mers și la alte solarii, am scos tot așa, unde a fost fertilizare azot, fosfor, potasiu și microelemente și a fost un solar fără nimic, deci unde a fost fără nimic, zero, nimic, a rădăcina subțire cât se va... Și am văzut, bineînțeles, este o tendință nouă, este ceva nou pentru oameni, se folosește și în cultura mare. Chiar la diferite stațiuni de la Cluj s-au folosit în culturi mari, la porumb, la grâu, la floarea soarelui. Eu chiar astăzi am avut o întrebare la unul dintre videoclipuri, dacă se pot folosi la culturile mari micorizele, pentru că și eu am început să folosesc de vreo 2 ani de zile tratamente organice acceptate în legumicultura organică și da, răspunsul a fost da. După ce am întrebat, eu la întrebările la care nu cunosc răspunsul, cer sfaturile specialiștilor, apelez la specialiștii pe care îi cunosc. Mai sunt, bineînțeles, pe lângă micorize benefice, mai sunt diferite produse pe alge marine sau aminoacizi liberi sau tot felul. Acizi humici, acizi fulvici. Sunt diferite companii care produc aceste produse care sunt din nou în creștere, în ascendență, în creștere. Da, tot ce înseamnă organic e în ascendență. Da. Da, deoarece trebuie să ne gândim, noi când vorbim de plante, trebuie să ne gândim și la sol. Trebuie să ne gândim și la ele. Solul, la urmă, este pe primul loc, pentru că acolo se întâmplă totul. El ne oferă hrana. Deci, practic, fără sol, dacă noi conlucrăm cu solul, practic, cum să ne așteptăm noi ca solul să ne ofere beneficii suplimentare? Anual să avem producții și nu zic producții, că în fiecare an fermierul este predispus la așteptări cât mai ridicate, adică să aibă producții mult mai ridicate, să fie mult mai timpuriu, să... Multe aspecte pe care să le ai toate aceste beneficii la final de an și să fii rentabil pe piață, trebuie să oferi solului ceea ce are nevoie solul. Adică să noi să conlucrăm cu solul. Ce oferim se întoarce înapoi. Așa este, așa este. Da, nu vreau să fie un material foarte mare, este noapte, domnul Zoli a venit destul de târziu la mine pentru că a fost foarte ocupat. Vreau să ne spuneți câteva cuvinte despre activitatea dumneavoastră din țară. Am văzut că a fost la multe simpozioane, eu vă urmăresc pe Facebook cu firma Hectar. Ce se întâmplă la un simpozion, ce feedback aveți, cât de mult sunt cerute semințele Hectar, semințele hibride românești în piața românească? Da, mulțumim că ați spus această întrebare. Noi, de regulă, încercăm în fiecare an, atât pe simpozioane de iarnă, cât și să organizăm și simpozioane de vară. De ce? Atunci putem aduna cât mai multe informații constructive de la fermieri. Noi, scopul nostru cu simpozioane este să adunăm fermieri, nu doar să fie din punct de vedere cantitativ, dar bineînțeles cei care sunt prezenți să fie calitativ. Adică la final să avem o discuție deschisă despre semințe, despre tot ceea ce sunt tendințele în legumicultură. Prezentăm produsele, nu toate, deoarece omul nu reține mai mult de 15, de regulă 15-20 de minute. Trebuie să fie o comunicare interactivă, să fie mai mult prin poze, prin video și... Da, este greu. Mai ales la simpozioane. Când volumul are de informație, nu poți să reții dintr-o dată. Și atunci
Suntem într-o creștere în ceea ce privește cerința fermierilor pe segmentul de semințe profesionale destinat brandului Hectar. Ne bucurăm foarte mult că încet, dar sigur, mergem spre o tendință de creștere, în mod special pe segmentele de ardei, ardei gras gogoșar, care, pot să zic, gogoșarul este o legumă națională, așa, deci practic vrem să mergem, o să vrem să mergem cu proiecte naționale și în lanțul de hipermarketuri cu gogoșarul, deoarece este un brand românesc, adică o renume. Cumva să obligați hipermarketurile să cumpere de la producători care cultivă. Da, să fie un circuit închis în țară. Când apare acolo pe etichetă aia produs românesc, da, să fie cu adevărat românesc, așa este. Să fie obținut din semințe românești. Asta e proiectul complet, adică să fie un pachet exact, între care pachetul asta între asta semințe produs românești, fermier român, în solul român și bineînțeles să consumatorul final să fie mulțumit. Pe segmentele de ardei, spuneam, pe segmente de castraveți, avem hibrizi de vinete foarte buni, avem și varză, avem și tomate, urmează proiecte și ținem să neapărat ca să fim aproape de fermier. Noi nu, niciodată n-am dorit ca să obligăm un fermier să cultive sau să îi zicem musai să cultive sau dacă testează și vede el în propria gospodărie și atunci poate să tragă concluzii. Bun, eu vă mulțumesc foarte mult pentru cu mare drag această vizită. Să știți că pentru mine a fost un videoclip foarte important. Eu acum am aflat toate aceste informații și le-am aflat exact de la omul care poate să le spună foarte corect în România. Eu nu v-am invitat niciodată să distribuiți niciun material de-al meu, dar aici vă rog să îl distribuiți pentru că sunt informații pe care nu le cunoaștem, nu le cunoaștem și este foarte bine să știm aceste lucruri despre ce se întâmplă în legumicultura română. Vă mulțumesc din nou, domnule Zoli, că ați acceptat invitația mea și sper să ne revedem. Probabil că o să vin și eu până la, veniți, vă așteptăm la urmă acolo la câmpiatul să vedeți stațiunea. Să m-ați invitat, dar nu permite timpul. Dar vă promit că o să vin și eu la dumneavoastră la institut acolo să... Cu drag. Cu mare drag. În primul rând pentru urmăritori și nu în ultimul rând pentru mine, pentru că sunt foarte curios să văd cu ochii mei cum se întâmplă totul acolo. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și până data viitoare vă doresc numai bine. La revedere.